Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 225 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Toate cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Iar poziția acestora a fost decisă chiar de către voi prin comentarii. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu la acest video cu rândul și coloana pe care ți-o dorești. Să te uiți doar foarte atent ca acel loc să nu fie deja ocupat. Astăzi vă prezint pachetul Nock Originals Purple. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Nu am mai deschis un Nock mov, probabil de vreo 12-13 ani de zile. Am mai avut un pachet similar cu acesta și de atunci l-am mai deschis unul pentru că mi se părea foarte rar, cel puțin vizual. Avem Nock Quality Playing Cards Made in USA by House of Playing Cards. Deasupra la cutie cu mov, la lungul cutiei și pe jos o bandă cu alb. Cea multe pachete de la Nock au acest design pe fața cutiei, cel puțin modelul acesta cu o culoare sus și alb jos. Mai există și invers cu alb sus și doar colorat jos acea bandă, deasupra nimic. Iar sub cutie faptul că sunt produse de către cei de la House of Playing Cards, Made in USA, mesajul standard. Hai să deschidem cutia. Apropo, cutia la atingere mi se pare că este similară cu cea de la Bicycle Standard, nimic special pe ea, dar haideți să vedem cărțile de joc. Începem cu jokerul, este tipic Nock-ului să pună o steluță, un joker și o linie trasă deasupra. Amândoi jokerii sunt identici. Asul de neagră este străpuns de o linie albă, are un contur cu o bordură cu negru, index și cu pipurile de la cifre par să fie ca cele de la Bicycle Standard, toate seamănă cu cele de la cărțile standard. Nimic modificat la fața cărților de joc, să aibă ceva special. La fel și picture cardurile par să fie normale. Toate cărțile par să fie ca un pachet Bicycle Standard pe față, doar asul de neagră diferă. O să merg prin tot pachetul, așa mai rapejor. Avem o carte cu față albă, asta nu găsiți la un pachet standard. Și mai avem o dublură, o damă de inimă roșie, pentru că mai avem una aici. Deci avem o dublură, ceea ce face un pachet foarte bun pentru trucuri. Și bineînțeles cei doi jokeri pe care am prezentat. O să pun cele patru cărți extra deoparte, cei doi jokeri și dublura și partea cu această carte albă deoparte. Și începem cu un evantai pe față, pe o singură mână. Pachetul alunecă de nota 10, se văd toate cărțile de joc, îmi place cum arată pe față, arată ca un pachet standard și la culori și la tot. Să vedem pe spate. Avem acest mov simplu, mă duce foarte mult către un negru, dar este un mov închis. Totul este cu mov. Pe fiecare colț vă puteți da seama, doar dacă vă uitați la o carte, dacă este de trefilă, romb, inimă roșie sau inimă neagră, doar uitându-vă la aceste colțuri, pentru că unele sunt ascuțite și altele sunt un pic rotunjoare. N-am să vă explic mecanismul, dacă vreți acest pachet, vă garantez că dacă faceți asta, cu siguranță va merge. Să facem un evantai și pe spatele pachetului. Superb se vede, îmi place foarte mult. Asta îmi place la Nock-uri. Contrastul ăsta foarte mare între o culoare și alb. Și asta ajută pe vizual la un pachet atunci când faci un evantai cu el și bineînțeles și atunci când faci cardistry. Dar haideți să facem câte un evantai cu fiecare mână. Să vedem ce ne iese aici. Foarte frumos, două evantaie foarte simpatice, drăguțe. Se vede foarte frumos contrastul din nou. Vi-l arăt și pe față și pe spate. Am așteptări mari, trebuie să meargă bine și la evantaiul dublu și a ieșit foarte frumos, simetric, foarte puternică culoarea, mov, alb și atât. Nock, punct, punct și virgulă. Îl ador. Arată super pe spate. Până acum pot să zic că recomand foarte mult pentru evantaie. Dacă vreți să învățați să faceți evantaie perfecte, merge foarte bine acest pachet. Avem margini care zgârie foarte, foarte puțin pe una dintre margini. Pe marginea asta zgârie foarte puțin, dar în rest are un feeling cartonat, se simte foarte mișto. Poate prea cartonat și din cauza asta pentru dribble o să dau nota 8.50, nu 9.50, dar ele se separă foarte bine. Ați văzut că mai sunt zone unde nu se separă și asta din cauza că de aici vine și nota aceea. Să vedem și la springuri. Ok, vreau să mai dau încă vreo două, să-mi fac o idee mai bună. Poate că e o idee prea rigidă, o să dau nota 8.50 și pentru springuri. Vreau să le văd și la o Pandora, cum se mișcă.
se comportă foarte bine. Mi se pare că am două viteze acest pachet față de altele, atunci când fac hard distri. Am zone în care mă duc hup, hup, foarte rapid. Hai să mai dăm încă unul rapid. Se văd foarte, foarte mișto între mâini cărțile de joc. Bineînțeles, hai să vedem cum sare o carte de joc. A fost cam lent, mai vreau încă o dată. Acum a fost perfect, o dată și e decisiv. Nota 10 și pentru aruncări. Ultimul test, vreau să vă cum stau pe tensiune cărțile. Mai facem încă o dată că parcă încă nu și-a revenit. Da, este foarte bine pentru Lepaul, o să dăm nota 9, se separă bine, arată super bine. Iar cu siguranță acest pachet este bun și pentru cardistri și pentru trucuri. Cu siguranță recomand, mie îmi plac nocurile, nota 10. Comentariul câștigător de astăzi este de la Dana Hânțoiu 3808 pe rândul 4 coloana 11. Haideți că-l pezit! Avem rândul 1, 2, 3, 4 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. După cum te-am obișnuit, ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!